și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt un haul de cumpărături. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Bun, am câteva cumpărături destul de drăguțe și vreau să vă arăt și vouă. Și bineînțeles, vom începe ca de obicei cu cărțile. Și mi-am cumpărat de Rachel Winters, Caut suflet pereche. Această carte este plină de umor, este emoționantă, este un debut literar, de-abia aștept să o citesc, nu este foarte groasă și a costat 25 de lei luată de la chioșcurile de zară sau Imeio. Am dat comandă pe Farmacia Tei pentru că acolo au cele mai bune prețuri la pastele de dinți de la Paradontax, în jur de 11-12 lei. Aceste paste de dinți de la Paradontax, diferite arome, tipuri și care au 75 de mililitri. Și dacă cumpărai de 40 de lei, aveai și transportul gratuit. Și atunci am luat 4 asemenea paste de dinți. Am luat Paradontax Classic. Am luat Paradontax Extra Fresh cu fluoride plus 33% extra. Cred că ăsta a fost vreo 13 sau 14 lei, tot un preț bun. Și încă unul cu fluoride normal la 75 de grame. Bun. Dacă tot am dat comandă pe Farmacia Tei, mi-am cumpărat și 3 măști pentru față și am luat acesta cu mugwort de la Holika Holika. Spune mască facială Pure Essence cu mugwort, formulată cu extract de pelin. Acesta este mugwort. Calmează pielea iritată, extractul de pelin îmbunătățește starea pielii, întinerind-o, crescându-i elasticitatea. Aceasta este de la Holika Holika și a fost în jur de 7-8 lei. Erau reduse de la 9 lei. Mai mi-am luat de la It Skin acesta cu rodie, Clean and Vitality Mask Sheet. Și mai mi-am cumpărat una tot de la It Skin cu avocado, Height Nutrition, tot mască pentru față. Bun. Bineînțeles că am fost și la DM în ultima perioadă de timp și mai mi-am luat o mască de la Garnier Nutribomb Milky Tissue Mask Intense Nutrition and Glow. Am vrut să o folosesc și pe aceasta să o văd. Am folosit-o și pe cealaltă cu nucă de cocos, dar acum vreau să o folosesc și pe aceasta. Mai mi-am cumpărat o mască de la Balea cu lapte și miere. De fapt, sunt două măscuțe, pentru că are două părți. Vedeți că se și taie aici. Aceasta a fost în jur de 3 lei și aceasta în jur de 10 lei, parcă. Ok, mi-am cumpărat și eu peeling-ul pentru duș cu pepene în ediție limitată. Miroase fantastic, da, pepene. De-abia aștept să-l folosesc. 200 de mililitri și este produs vegan. Și a costat în jur de 7-8 lei. Până în 10 lei. Nu mai știu foarte bine, dar cred că în jur de 7-8 lei, dar abia aștept să îl folosesc. Și am mai cumpărat și două săpunuri. Acesta cu cocos și flori de lotus, care este în formulă nouă. 500 de mililitri, 6 lei, în jur de 6 lei. Și acesta în ediție limitată cu Bella Ciao, cu grapefruit. Tot în jur de 6 lei, arată foarte bine și miroase extraordinar de bine. Acesta miroase fresh, răcoritor, citric și acesta miroase puțin mai dulce din cauza cocosului. Apoi, am fost în JISC și erau la reducere aceste lumini. De fapt, sunt un fel de crenguțe cu lumini și a fost numai la 18 lei. Avem JISC lângă noi și îmi place să mă duc să mai văd ce bagă ei la reducere și acestea erau la 18 lei și mi le-am luat, dar abia aștept să le pun să văd cum luminează. Cătălina a beneficiat de o ofertă foarte bună la Otter, la încălțăminte și și-a luat acești
bocan, să zicem, sau un Adidas mai pentru toamnă, au fost reducere, astfel încât de la 400 de lei cât au costat, l-au luat cu 120 de lei, 119 lei, foarte, foarte frumos și vin foarte bine, sunt puțin mai greuți, oricum sunt pentru toamnă, spre perioada aceea mai rece, dar îmi plac foarte mult și mie. Și ultimile achiziții, bineînțeles că sunt trei parfumele și haideți să începem cu primul, acesta Coco Vanilla de la Alisa Ashley. Este o apă de toaletă la 50 de mililitri, o apă de toaletă perfectă pentru vară, un parfum mai deosebit, așa arată sticla. Și el arată așa, deci sticla este de sticlă mată și are culoarea nisipului, dacă vedeți, un auriu nisipos și are așa, ca note de vârf, vanilie, lămâie de amafi, nucă de coco și maracua, de mijloc heliotrof și floare de tiare, deci miroase foarte, foarte bine și de bază are ambră, caramel și nisip. El este un parfum floral fructat gurmand care a apărut în 2005. Este un parfum dulce, dar un dulce perfect pentru vară. Este perfect de purtat seara. Deci are un miros deosebit. Nu am întâlnit acest miros la niciun parfum până acum. Nu știam că există și parfumuri cu aromă de nisip. Dar sigur, nucă de cocos miroase și floare de tiară. Vi-l recomand, nu este scump. Cred că l-am luat în jur de 30 de lei, 20 și ceva de lei, 30 de lei. Dar îmi place foarte, foarte mult. Bun. Și tot am auzit la fete pe YouTube despre parfumurile de la Verset. Aceste parfumuri care sunt făcute special pentru farmacii și care sunt dupuri perfecte după parfumurile de la casele renumite. Și atunci nu am găsit fizic în farmacie, nu am găsit, mi-am făcut o comandă de pe o farmacie de pe net și am cumpărat acest mic parfumel de 15 ml pentru bărbați, Verset, parfum Cuero, care este un dupe după Terre d'Hermès. Este un oriental floral lemnos din 2020. Haideți să vi-l arăt. Acesta este pentru Cătălin și miroase perfect ca și Terre d'Hermès. Și a costat acest mic eșantion 20 de lei. Am vrut să-l testăm și să vedem dacă se merită să luăm și varianta mai mare. Există și la 100 de mililitri, parcă și la 50. Noi am luat pe acesta de 15 mililitri. Miroase foarte bine, ține foarte mult, deci peste 6 ore. Se merită. Și acesta a fost așa, cumpărat, a venit în această cutie care era sigilată. Și eu mi-am cumpărat unul, dar sub formă de tester, fără capac, Verset Parfum Glam. Și acesta este un dupe după 212 VIP Roz. Este un floral fructat și miroase perfect ca și parfumul 212 VIP Roz. Ține foarte mult, ține peste 6 ore și este parfum, adică se simte acea putere a parfumului. Are ca note de vârf struguri, de mijloc floare de cireș și de bază mosc. Mie îmi place foarte mult, abia aștept să-l port. L-am testat un pic pentru că eram foarte curioasă și sunt foarte mulțumită. Din păcate nu l-am găsit în farmaciile în farmacii fizici să mă duc să le cumpăr, ci decât făcând comandă pe net. Bun, acestea au fost ultimile mele cumpărături din o săptămână și ceva. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!